În perioada 26-27 mai 2023, județul Mehedinți găzduiește cea de-a treia ediție a evenimentului Young Veterans Fest, festivalul veteranilor din teatrele de operații organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități. Suntem pregătiți să îi primim pe vizitatori, pe severineni, așteptăm pe toată lumea. Noi, alături de Consiliul Județean și echipa de la București, suntem pregătiți să așteptăm toți cei care vor să vină să viziteze. Evenimentul se desfășoară în zona de promenadă Crișan, unde pe parcursul celor două zile vor avea loc spectacole de muzică ușoară și populară, expoziții ale Muzeului Național al Aviației Române, Centrului Militar Județean Mehedinți, pandurilor lui Tudor Vladimirescu și Consiliul Județean Mehedinți. Ne bucurăm să avem aici acest eveniment. Este un eveniment deosebit, pus în practică de veteranii din teatrele de război. Ați văzut și dumneavoastră, am vizitat aceste standuri pe lângă echipamentele aflate în dotarea armatei române și echipamente cu care s-a luptat anii trecuți. În spatele meu este un panou cu cei care au căzut pe câmpul de luptă, reprezentând România în aceste teatre de operațiuni, și cu atât mai mult și cu atât ne dorim să avem cât mai mulți vizitatori. Vor fi foarte multe evenimente, muzică, dans, expoziții. Sunt așteptați în acest sfârșit de săptămână, de fapt astăzi și mâine, în număr cât mai mare și pe stadionul 1 Mai, și pe strada Crișan, și aici în zona patinoarului, și la scenă. Deci este arealul în care se vor desfășura aceste activități. Astăzi, începând cu ora 18, elicopterele din dotarea bazei 71 aeriană General Emanuel Ionescu Câmpia Turzii vor survola esplanada într-un spectacol aviatic, iar în deschiderea festivalului, muzica militară a brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu o va acompania pe îndrăgita artistă Emilia Dorobanțu într-un concert de muzică militară. Astăzi și mâine avem plăcerea, oportunitatea de a găzdui la Drobeta Atunul Severin în județul Mehedinți cea de-a treia ediție a festivalului tinerilor veterani de război din teatrele de operații militare. Din respect pentru aceștia, Consiliul Județean alături de primărie s-au implicat în acest proiect, au devenit parteneri, ocazie cu care au putut fi invitați în județul nostru un număr de participanți din mai multe județe. Acest festival este un eveniment deosebit de important atât pentru noi cât și pentru întreaga țară, deoarece se desfășoară fiecare județ. Având în vedere că sunt la început, eu cred că nu vom mai avea ocazia așa repede să-i găzduim în județul nostru. Ca o dovadă a respectului pe care îl purtăm acestor veterani, noi vom fi prezenți aici începând cu ora 18. Cei care vor să vizioneze aceste raioane de prezentare pot face lucrul acesta începând cu ora 12. Rugăm pe toți cei care au avut posibilitatea și online și pe radio au fost informați cu privire la acest eveniment să se prezinte astăzi seara după ora 18, mâine seara după ora 18. Între invitați se află artistul Dan Helciug, programat pentru seara de vineri. Sâmbătă, începând cu ora 13, are loc marșul motocicliștilor, iar după ora 18, pe scenă vor evolua grupul Pandurii Vladimirescului, artiștii ansamblului Profesionist Danubius al Centrului Cultural Nichita Stănescu, Gabriel Lungu, Narcisa Ciuhan, Emma Birtum, Luiza Ștefania Muscalu, Trupa Gara Veche, Nadina Alexia Firu și Bibanu MixXL alias Dan Popescu. Vreau să vă spun că sunt piese unicate în România. De asemenea, vreau să mulțumesc pe de o parte domnului primar pentru tot suportul și sprijinul pe care îl acordă veteranilor. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului comandant pentru tot suportul și sprijinul Muzeului Aviației Române, Consiliului Județean, și de asemenea vă invit de la mic la mare astăzi până duminică alături de noi să puteți vizita expozițiile puse de colegii noștri. Totodată, ați văzut și dumneavoastră, sunt și colegii de la Ministerul Afacerilor Interne cu un set de expoziții unicate și la dumneavoastră. Ați văzut și mașina de poliție, primele Renault după 1989, intrate în dotarea polițiștilor. AKM-ul s-a desfășurat acțiunile de luptă
începând în Irak, așa cum am spus, în Somalia, în... Mai ține o minte din... Da? Mai ține o minte? Păi am făcut... Înălțătorul da, cu da, da, cătarea... Da, cu da. Așa. Dar asta e ușoară, noi le aveam mai greu. Consiliul Județean Mehedin și Primăria Drobeta Turnu Severin sunt parteneri ai evenimentului și susțin organizarea acestui festival din respect pentru militarii din teatrele de operații și pentru a sprijini cauza caritabilă a evenimentului, aceea de atragere a fondurilor pentru construirea primului centru de recuperare și refacere destinat veteranilor din teatrele de operații.